Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Banca Națională a României. Ne revedem, cel puțin o parte dintre noi, în acest cadru, în bună măsură atipic pentru evenimentele organizate de Banca Națională. Dar situația este impusă de necesitatea respectării măsurilor sanitare legale. În sfârșit, avem noroc sau neșansă, depinde cum le luați, să fie și o zi mai bună, dar spun că este o șansă pentru că să putem să discutăm problemele noastre la rece, așa, fără să ne înfierbântăm. Salut prezența mai multor distinși invitați, domnul profesor universitar Ion Constantin, domnul Dorin Matei, redactor al revistei Magazin Istoric, domnul general major Dan Mischianu, de la directorul Spitalului Militar, doamna Danuta Roman, prim vicepreședinte la Dom Polski, și îl mai văd aici și pe domnul profesor universitar Vasile Secărești, președintele Consiliului de Administrație al Consiliului de Administrație al Institutului Banca Român. În sfârșit, vă salut pe toți, bine ați venit la Banca Națională. Încep prin a reaminti că temele importante ale istoriei instituționale a Băncii Naționale a României, mai ales cele care se află în conexiune cu istoria națională, sunt permanent discutate și documentate de către noi. Cu toate că nu suntem o instituție de istorie, dar avem o componentă importantă, fiind, cum îmi place să reamintesc de fiecare dată când am ocazia, a 16-a bancă centrală din lume, în ordine cronologică, dintr-un total de vreo 200 și ceva de bănci centrale câte există în lumea contemporană. Deci avem istorie și cu toate că suntem majoritatea economiști, finanțiști, banchieri, centrali, unii au venit din băncile comerciale, avem și o componentă importantă de istorie. El însuși, ca să spun așa, Cristi Păunescu, care a fost și secretarul general al Băncii Naționale a României în primii ani, dar și, să spunem, în afară de consilier, și șeful resurselor umane din Banca Națională, este la bază istorică. Ne-am propus astăzi să continuăm dezbaterea problematicii referitoare la tezaurele naționale, soarta lor în timpul marilor conflagrații mondiale, pentru că ne interesează, din punctul nostru de vedere, având în vedere că am pățit-o și noi. Noi am pățit-o mai rău decât toți alții, cu istoria tezaurului nostru, rezervele de aur ale Băncii Naționale, trimise la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Am organizat această sesiune considerând că dezbătarea unei lucrări care nu atacă decât tangențial problema tezaurului și comportamentului Băncii Naționale prezintă interes. Este vorba de lucrarea profesorului Rojek, considerente sau Odiseea aurului, destinele aurului polonez între 1939-1940, o lucrare extrem de bine documentată, făcută de un prieten al Băncii Naționale, care am lucrat îndeaproape. Profesorul a fost în România în 2012, noi ne-am dus la Varșovia și ne-am cunoscut cu el. Din păcate, în 2015, dânsul a trecut la cele veșnice. Ne-a lăsat însă mai multe lucrări, între care și această carte, care dispune de o bază documentară de excepție și de un consistent comentariu istoric, fiind deosebit de importantă pentru cercetarea unei teme de istorie de care suntem foarte interesați noi.
României și Banca Națională României, în particular soarta tezaurilor naționale în vreme de război. Mai mult decât atât, în cartea pe care o aveți, este analizată și problematică, o componentă a salvării tezaurului aurului polonez, și anume partea legată de evacuarea în România sau prin România tezaurului în septembrie 1939. Începuse războiul, Polonia atacată din două părți a cedat destul de repede și singura ieșire, atât pentru guvernul polonez, pentru o parte din armată, pentru funcționarii înalți, dar mai ales din punctul nostru de vedere și al temei de astăzi, singura șansă de salvare a fost prin România. După câte știți, până în 39, granița de nord a României era cu Polonia. Acum este cu Ucraina, cu Polonia și cu Cehoslovacia, cu Slovacia. Și trecerea trenului cu aurul polonez, a fost și un film pe această temă, nu a constituit o problemă dificilă de tranzit. Pentru noi a fost o problemă, că în mare parte un premier român a plătit cu viața faptul că România, din poziția sa declarată neutră, a contribuit la salvarea aurului polonez. Trenul s-a dus direct din nordul Moldovei la Constanța și a fost salvat, a ajuns apoi cu ajutorul englezilor în zone care nu erau sub pericol german. Important este, și autorul menționează acest lucru, că o parte din tezaurul polonez, nu foarte mare, deci din ceva peste, dacă nu mă înșel, 100 de tone, o parte, și anume vreo 2-3 tone, care de regulă se păstreau pentru armată, pentru necesitățile urgente, a rămas în România. N-a mai putut să plece, a rămas în România, fără niciun document de predare-primire, fără niciun contract sau acord. Nu mai era timp, nu știai cu cine să faci un asemenea acord. A fost depusă la Banca Națională a României și aceste 3 tone au fost salvate în totalitate, în perioada de neutralitate împotriva Germaniei, care a făcut presiuni puternice, cum am spus. În perioada în care am luptat împotriva Uniunii Sovietice, a fost salvat contra germanilor, erau aici, dar nu eram aliați. Apoi, în perioada insurecției și mișcărilor de la 23 august, a fost salvat și contra armatei germane în retragere, dar și contra armatei sovietice eliberatoare. Momente și dramatice și extrem de semnificative. Deci, fără niciun fel de acord, contract, înțelegere pe baza încrederii între băncile centrale. După câte știți, o bancă centrală crește și trăiește pe câțiva piloni și unul dintre cel mai important piloni este încrederea. Încrederea, comportament ireproșabil și care inspiră încredere. De-aia și poate să emită monedă fiduciară, deci monedă de, cum se numește, de hârtie, pentru că inspiră încredere la nivelul populației. În 1947, iar este menționat acest lucru, tezaurul, bucățica aceasta de tezaur polonez, mare semnificație istorică, a fost adus înapoi la București și a fost predat Poloniei, în noile condiții, într-adevăr. Repet, obsesiv, fără nicio obligație contractuală, fără nicio obligație internațională, cu excepția celei derivate din comportamentul normal al unei bănci centrale. Este important de menționat că profesorul Rojek și-a început colaborarea cu Banca Națională a României încă din 2012, cum am spus. L-am cunoscut personal,
Cristi Păunescu a avut chiar o relație de prietenie, nu? Ambii istorici. Dânsul a participat la simpozionul cu tema Salvarea aurului polonez, organizat la București, cu ambasada poloneză, cu autoritățile poloneze. Vă reamintesc, am spus și la început, cu altă întâlnire am avut cu profesorul Rojec, dar și cu alți profesori de la Universitatea din Cracovia în 2014. Am fost împreună cu o delegație a Băncii Naționale a României la Varșovia și am participat la conferința cu temă mai generală The Role of Gold on Monetary System Developments, organizată de Banca Națională a Poloniei, atunci Marek Belka, iarăși un bun prieten al nostru, guvernatorul Băncii Poloniei, a găzduit acest simpozion. Cu acest prilej mi-aduc aminte că profesorul Rojec a vorbit despre Odiseea Tezaurului Republicii Polonia, evidențind rolul Băncii Naționale a României în salvarea tezaurului Băncii Naționale a Poloniei. Organizarea evenimentului de astăzi ne prilejește de sigur și ocazia să reluăm discuțiile, parele nesfârșite, dar asta este, le vom continua până când problema tezaurului nostru își va găsi o soluție. Vom relua și discuțiile asupra problemei tezaurului Băncii Naționale evacuat la Moscova în 1916-1917. Dânsul este ambasadorul de atunci al Poloniei. Spunem noi și spun din nou eu acum că este o responsabilitate a tuturor instituțiilor care și-au pierdut averea românești, care și-au pierdut averea în 1916-1917, dar și responsabilitatea, datoria istoricilor să discute și să rediscute această problemă, pentru că ei trebuie să se pronunțe. Noi trebuie să ne pronunțăm permanent pe această temă, indiferent de felul în care se desfășoară demersurile din punct de vedere politic și diplomatic. Nu suntem instituția diplomației române, nu suntem nici instituție politică, dar noi trebuie să ne spunem punctul de vedere din, să zic, unghiul adevărului istoric, juridic, al drepturilor pe care le avem asupra acestei comori care a aparținut și aparține Băncii Naționale a României. Aproape 90 de tone de aur la prețul prezent al aurului, vreo 5 miliarde de euro. În acest sens, un bun exemplu este cel al istoricului general Ilie Schipor, care în volumul său Destinele tezaurului românesc, argumente din arhivele ruse, a făcut o amplă prezentare a investigațiilor sale în arhivele ruse și sovietice. După câte știți, și noi la Banca Națională deținem documente excepționale, spunem, din punct de vedere istoric, pe această temă, poate cele mai importante dintre cele cunoscute până în prezent. Ele sunt adunate, aceste documente, incluse într-un dosar special, un alt tezaur din punct de vedere istoric. Guvernatorul și președintele Fondului Monetar al Berdului, Larosière, Jacques Larosière, aproape că trebuie rămâna, zis că e cel mai important document istoric pe care l-a avut vreodată în mână. În sfârșit, era și o chestie de emoție franțuzească, că documentele din acest dosar sunt scrise în rusă, în română și în franceză, bineînțeles, că franceza era engleza din acele vremuri. Acest dosar din 1922 se dă din mână în mână, de la guvernator la guvernator, ca un fel de talisman, ca un fel de obligație pe care ne-o asumăm fiecare dintre noi, cei care l-am preluat, și eu l-am preluat din mâinile
precedentului guvernator, domnul Decebal Urdea, să facem tot ce este posibil pentru, numai pentru recunoașterea acestui drept istoric și juridic, dar și pentru recuperarea tezaurului. Am mai menționat în iunie tot de aici, la prima noastră întâlnire cu volumul domnului general Ilie Șchipor, că respectarea adevărului istoric și analiza obiectivă a evenimentelor au fost normele de lucru în demersurile noastre de a pune în valoare documentele pe care le deținem privitoare la tema în discuție. Fac acum o precizare, ca să fiu bineînțeles. Mai făcut-o, dar o repet. Noi nu ducem un război cu trecutul și nici nu vrem să ne războim cu trecutul. Pentru noi lucrurile sunt clare, documentele sunt clare. Și partea rău să nu mai are nimic de spus legat de autenticitatea documentelor și de faptele respective. Partea rusă acum, în afară de întârzieri, vine cu argumente politice și diplomatice. Domnule, este o chestiune a istoriei, numai îmbunătățirea relațiilor politice, un nou climat între cele două țări mai poate să o rezolve, pentru că sunt multe chestiuni adiacente, terminarea primului război, Basarabia sau Republica Moldova, al doilea război mondial. Deci se intră altceva decât în documentele și probele istorice pe care le avem. Noi nu încercăm să ne facem cunoscută, să ne facem cunoscută istoria noastră instituțională cu toate momentele ei, unele faste, ale mai puțin faste, și să ne reafirmăm în spațiul dezbaturilor intern și internațional, pentru că facem acest lucru și pe plan internațional, drepturile noastre istorice și juridice. Pentru că, așa cum am mai spus, un drept care nu este mereu afirmat cade în uitare. Și acesta este dreptul nostru, nu numai în România, iar Băncii Naționale a României. Este documentat și este bazat pe un acord internațional semnat de guvernele celor două țări, guvernul rus și guvernul român, și validat de celelalte mari puteri, două puteri ale Atlantei, Franța și Anglia, prin consulii lor de la Moscova. Am avut în vedere că după 1990 nivelul de cunoaștere al problemei tezaurului era destul de redus. Dar interesul politic, științific, precum și al publicului față de acest subiect era din ce în ce mai mare. Deci trebuia să facem un efort ca problema să fie cunoscută. Cu partea rusă m-am văzut cu foarte mulți președinți ai băncii rusiei. Nu acolo era problema, Banca Rusiei, pentru că acordul n-a fost semnat cu ei, ci cu guvernul țarist al Rusiei. Deci, discuțiile aveau același tipic. Care tezaur? Cam așa începe. Domnule, știți că avem o problemă. Care tezaur? A doua întrebare. Că spune că tezaurul din timpul primului război. Care război? Domnule, războiul mondial, primul război mondial. Care an? Deci, s-a profitat la maxim de faptul că chestiunea era puțin cunoscută și ca orice chestiune istorică se mistifică. Capătă alte conotații. De la un punct încolo nu mai ieși despre ce discuți. Nu. La un moment dat, chiar în discuție cu mine, cu un guvernator, s-a ridicat o chestiune pe care ulterior am documentat-o. Nu? Că armata rusă în retragere, noi știm că n-a fost o retragere plăcută. Pentru noi a fost un dezastru. Dacă ar fi lăsat câteva baterii de artilerie grea pe câmpul de luptă acolo, în zona Galați, și că aia, artileria grea valora chiar mai mult decât tezaurul de aur. Dom'le, nu v-am confiscat-o. Ați lăsat-o în retragere. Ca urmare, ce am făcut noi? Timp de 30 de ani am organizat numeroase dezbateri asupra acestei teme, străduindu-ne de fiecare dată să transmitem mesaje obiective
și comentarii istorice bine documentate asupra evenimentelor și a cadrului istoric în care s-au desfășurat acestea. Facem și astăzi exact același lucru. Nu ne oprim. Suntem întrebați de multe ori, dar ce ați făcut? Păi asta putem să facem. Nu? Nu avem cum să ne ducem la Kremlin să luăm aurul. Apropo, profesorul Schipur chiar documentează faptul că el a fost utilizat, nu? De puterea sovietică. Nu? Și documentele sunt clare. Deci, aurul este o marfă fungibilă. Nu avem nicio pretenție să luăm aceleași bucățele de aur. E vorba de cantitatea menționată acolo. Problema tezaurilor românești, cu asta închei, declarat sechestrat de autoritățile ruse sine die în 1918, declarat apoi ca restituibil de către Lenin poporului român, nu oligarhiei, dar a rămas o simplă declarație. Spun din nou aici, în fața dumneavoastră și pentru opinia publică, numai din România. Problema tezaurilor românesc, declarat sechestrat de autoritățile ruse, sine die, în 1918, autoritățile sovietice, rămâne astăzi la fel de actuală ca acum un secol. Nu este o problemă moartă. Și de-aia ne vedem frecvent și repetabil. Nu constituie o problemă moartă, este un drept istoric. Da. La Rozier, pentru că l-a menționat la o întâlnire internațională, mi-a spus cam așa, zice, domnul guvernator, da, să zicem că apăruse atunci președintele Putin, să zicem că noile autorități ruse vă restituie aurul. Ce faceți cu el? Păi cum ce fac eu? Zice, l-aduceți înapoi la București? Păi da. Adică nu-l vindeți? Nu. Păi zic, asta trebuie, are valoare simbolică. Mă omoară românii dacă pronunț cuvântul ăsta. Nu-l depozitați în străinătate? Nu. Și ce faceți? Îți luați de la Kremlin, din tezaurul de la Kremlin și îl băgați în... Îl îngropați în tezaurul de la București? Da. Păi și atunci, zice dânsul, care e deosebirea? Că stă la Moscova, la Kremlin sau că stă la București? Tot în pământ îl băgați. Ei, zic, nu, o deosebire mare. Păi zice, asta e. O deosebire mare. Lumea trebuie să știe că aveți un drept juridic internațional, inalienabil, că sunteți proprietarii acestui tezaur. Acest lucru trebuie să faceți. Pe mine m-a stimulat foarte mult să continui, chiar dacă pare o repetabilă povară, să zic așa, aceste demersuri, să repet acest tip de întâlniri cu sesiuni mai mari, sesiuni mai mici, cum este aceasta, și să spunem mereu, avem un drept juridic internațional bazat pe document. Nu pe altceva, pe documente recunoscute de data asta și de partea rusă. Noi vom susține eforturile pentru recuperarea acestui tezaur, punând la dispoziția celor interesați toate dovezile documentare și juridice pe care le deținem și prezentând argumentat și obiectiv felul în care o chestiune mare parte tehnică, juridică, încă s-a transportat cu documente internaționale pentru salvare, o proprietate fizică, nu? Perfectată într-un context special, decurgând din termenii tratatului de alianță și ai convenției militare semnate de România cu puterile Antantei în august 1916, cu un acord internațional semnat, parafat de către cele două guverne, guvernul României regale și guvernul Rusiei țariste, cu legăturile speciale ale regiei Maria cu țarul Nicolae, că doar îi spunea vere, nu? Și scriau scrisori
de familie, cum această problemă, în mare măsură tehnică, dar bazată pe documente juridice, a fost transferată în sfera politicului și folosită permanent de către guvernul sovietic și ulterior și de urmașul său, ca element de presiune în relațiile sale cu România. În final, reafirm din nou că tezaurul Băncii Naționale a României rămâne singurul caz în care o rezervă de aur monetară este încredințată cu acte în regulă și cu toate garanțiile depozitarului, guvernul Rusiei, că va fi returnat oricând la cererea proprietarului, Banca Națională a României, pentru că ulterior aceste obligații asumate conform tuturor normelor și cutumelor internaționale să nu mai fie respectate. Și acest lucru îl vom spune mereu în contrapondere cu ceea ce a făcut Banca Națională a României, care fără niciun document, numai pe bază de încredere și de drept cutumial între bănci centrale care trebuie să-și respecte cuvântul, a salvat o parte din aurul polonez cu toate riscurile necesare și apoi, când condițiile au permis, l-a returnat Poloniei. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc să aveți o zi interesantă, plăcută la Banca Națională a României. Îl rog pe Cristi Păunescu, domnul consilier, să preia frâiere dezbaterii și să aflați și alte lucruri interesante, ca de obicei, despre soarta tezaurului polonez și cum a fost salvat de către Banca Națională a României. Aveți și fotografiile, să spunem, de epocă, cu toate că nu sunt decât 10 ani de atunci, dar lumea se schimbă foarte rapid. Vă mulțumesc pentru atenție. Bună ziua tuturor, vă mulțumim mult pentru participare în condiții puțin improprii. De fapt, sunteți prietenei Băncii Naționale, ne-ați onorat de multe ori cu prezența. Sper că v-am oferit lucruri interesante, lucruri noi, cărți noi, noi apariții ca și acum și cartea profesorului Wojciech Rojek, Odiseea Aurului Republicii. E o carte de mare senzație în sensul că are un stil aproape de roman polițist, urmărind cu minuțiozitate drumul pe care îl străbate aurul polonez din 1939 până în 1947, când se întoarce acasă în Polonia. Guvernatorul, în discursul dânsului, a arătat atașamentul Băncii Naționale față de istoria aurului românesc trimis la Moscova și faptul că am găsit în arhivele Băncii Naționale documente legate de trecerea aurului polonez, de gajul, de depozitul de aproape 3 tone de aur care au stat la Banca Națională, dar nu în tezaurul băncii, ci în tezaurul băncii Marmoroș Blanc, cea care a fost transformată în septembrie în hotel, chiar în vecinătatea Băncii Naționale, pentru a nu se încurca cele două depozite de aur și a fost salvat și redat proprietarului. În cele ce urmează, vă fac așa o scurtă prezentare asupra desfășurării de astăzi. Am invitat pe un specialist al problemelor relațiilor româno-polone, profesorul Ion Constantin, care va vorbi despre acest subiect, domnul Dorin Matei, redactorul șef al magazinului istoric, cea mai veche
revistă de cultură istorică cu apariție neîntreruptă din 1967 și eu voi spune câteva cuvinte. În prima dezbatere îl vom invita pe domnul profesor Ion Constantin să-și rostească cuvântul către noi, apoi vom lua o pauză de 10 minute pentru încălzire și să bem un ceai și ce mai necesită acest lucru și apoi să revenim la încheiere. După ce veți lua și cărțile pe care le doriți, o să oferim și o tratație, să stăm la un pahar și să mai vorbim despre subiectele noastre și îmi pare extrem de rău că noi când am programat speram într-un cadru atmosferic favorabil și așa am fost forțați, constrânși să alegem între o răceală ușoară sau un COVID. Am ales răceala ușoară. Cine va reuși să scape din această răceală va fi foarte bine. Vă mulțumesc și îl rugăm pe domnul profesor Ion Constantin să vorbească. Mulțumesc foarte mult, domnule Păunescu. Mă bucur foarte mult că încep discuțiile despre o temă atât de interesantă precum aurul polonez în timpul celui de-al doilea război mondial, care reflectă și un moment de o semnificație deosebită în ceea ce privește relațiile româno-polone, emblematic pentru relația de prietenie tradițională pe care România a avut-o cu Polonia de cursul vremii și în mod deosebit în perioada interbelică. Pe de altă parte, vreau să subliniez câteva, în primul rând, câteva lucruri privind contextul internațional al evenimentelor, respectiv faptul că Polonia a fost prima victimă a celui de-al doilea război mondial și cea care a avut printre cele mai mari pierderi umane și contribuții în timpul războiului. Evenimentele au început, evident, cu cea mai sinistră alianță diplomatică a veacului al 20-lea, pactul de neagresiune Molotov-Ribbentrop, care în protocolul secret prevedea, în ceea ce privește Polonia, că în cazul unor schimbări teritorial-politice ale teritoriilor aparținând statului polonez, sferele de interese ale Germaniei și URSS vor fi delimitate cu aproximație prin linia Narew-Vistula-San. Sigur, va interveni ulterior o precizare că peste doar câteva două zile că linia trebuie să treacă pe la nord de râul Pisia, având în vedere că râul Narew nu se învecinează cu Prusia Orientală. A urmat ceea ce știm foarte bine, începând cu 1 septembrie, izbucnirea celui de-al doilea război mondial, cu un atac extrem de impetuos al Germaniei în viziunea unei concepții de război moderne pentru vremurile respective, de Blitzkrieg, care practic au creat o situație cu totul și cu totul dramatică pentru statul polonez. În primul rând, polonezii au fost dispuși și au dovedit un eroism deosebit în acest război. Era atunci o lozincă de propagandă de război, că ei erau foarte bine, aveau o determinare deosebită pentru război, puternici, uniți și hotărâți. Sigur că puternici erau mai puțin în raporturile cu Germania. Dacă e să vorbim de raporturile de forță, era o discrepanță uriașă de forță, atât umane, de circa aproape două ori forțele umane, de cinci ori tancurile, mai multe și mai moderne și de 10 ori aviația. A fost o dezlănțuire de forțe asupra Poloniei din două părți, din Silezia și din partea de sud, din Silezia și din Slovacia, care au acum sub ocupația germană, și apoi din Prusia Orientală și Pomerania de la nord,
cu două grupări de forțe, 35 de divizii germane la sud, 17 la nord, cu comandanți extrem de competenți pentru vremea aceea, pentru ai germanii, Fedor von Bock și alții care au fost comandanții armatelor din partea de sud și de nord. Acum, sigur, a fost o dezlănțuire, o tactică a dublei învăluiri, așa cum subliniază un raport, un documentar, de fapt, întocmit de Biroul 2 al Marului Stat Major, care a fost extrem de eficient în acea perioadă. Tactica dublei învăluiri era o specifică și stilului de a lupta la armatei germane. S-a ajuns... A avut și polonezii, a avut o operațiune de apărare, Zahud, apus, pregătită de Marele Stat Major General, care cuprindea măsuri de respingere a agresiunii și prevenirea distrugerii forțelor armate germane, deci una intervenție a aliaților occidentali. Problema pe care o sublinează și acel raport, acel al Biroului 2, este că Polonia, sigur, pe 3 septembrie au urmat declarațiile de război ale Franței și Germaniei, dar de un sprijin efectiv nu s-a bucurat Polonia în acest război. Asta este clar. De altfel, la tribunalul de la Nürnberg, generalul Alfred Jodl, unul din comandanții militarii germani, sublinia faptul că dacă forțele franco-britanice reunite care cuprindeau, care aveau circa 110 divizii, ar fi acționat, Germania ar fi fost învinsă categoric în acel moment. Doamne și domnule, vreau să spun că pregătirile pentru evacuarea Tezaurului au început chiar din imediat după izbucnirea războiului, din 3 septembrie 1939. De altfel, încă înainte, având în vedere vizita lui Ribbentrop la Moscova, ocazionat, care a dus la încheierea pactului Molotov-Ribbentrop, a fost, sigur, cunoscută de serviciile poloneze și oarecum și ce s-a discutat acolo, din ce s-a putut cunoaște. Și au început pregătirile propise ale evacuării Tezaurului. La Wawel s-au luat măsuri, s-au confecționat 20 de cutii în care să fie evacuat Tezaurul și 7 cilindri în care să fie depuse ararasurile, goblenurile foarte cunoscute, cele 137, care reprezintă o valoare de patrimoniu inestimabilă pentru vremurile acelea și nu numai. Și pe 3 septembrie a început practic evacuarea pe Vistula cu o barjă de cărbuni în sud, spre cât mai aproape de frontiera răsăritană și spre România. La Lublin s-au adunat de asemenea valorile de tezaur de aur ale Poloniei și totul era, cum să spun, într-o oarecare ritm, să spunem, clar și, să spunem, care a încercat să țină pasul cu evoluția extrem de tumultoasă a evenimentelor. Guvernul s-a refugiat, într-o primă etapă pe partea cealaltă a Vistulei, a fost o luptă înverșunată pe Vistula cu forțele germane, apoi guvernul s-a refugiat la Lublin și apoi, cât mai aproape de frontiera, la Colomea a fost, și aproape de frontiera României, la Cut. Practic, evenimentele intervenției sovietice în Polonia, conform acordului din protocolul secret, a surprins guvernul într-o stare de extrem de maximă tensiune, într-o ședință a guvernului, chiar în ziua de 16 septembrie, de fapt 17 când au intrat sovieticii. Nu vreau să intru în detalii în legătură cu această chestiune. Imediat în 17 septembrie, conform acordului, sovieticii pe toată frontiera s-au dezlănțuit într-o acțiune de extrem de ofensiva asupra Poloniei, a urmat capturarea militarilor polonezi și a civililor în cadrul acestei operațiunilor care se vor, din păcate, se vor
finalizat cu masacrul de la Catin din primăvara 1940, cu concentrarea în lagăre de la Kozielsk, Starobelsk și Ostașkov și celelalte astea, deja este o altă temă. Cert este că în această atmosferă de maximă tensiune, guvernul polonez a luat decizia unică și singura logică în acel moment al evacuării spre România. Spre România, cu care, să știi foarte bine, aveau o alianță încă din 21 martie 1921, reînnoită perioadă de 5 ani. Evacuarea s-a făcut, să spunem, într-un mod destul de riguros organizat, dar într-o atmosferă de maximă tensiune, atât a populației civile, cât și a tezaurului. Tezaurul a fost transportat cu trenul de la Cernăuți, din extremitatea nordică a României, până la Constanța. Sigur, există o întreagă de peripeții, de avataruri care s-au întâmplat în acea perioadă. Ele au fost descrise într-un mod foarte grăitor de către Bogdan Poremba, un regizor polonez, și cu scenaristul Ioan Grigorescu, fost ambasador al României, într-un film, Trenul de Aur, foarte cunoscut și care a avut premiera până în 1986. În legătură cu refugiații, exodul polonez, care sigur trebuie, este un eveniment ce trebuie subliniat foarte, să spunem, clar, foarte, mai pe larg în acest context. În primul rând, această chestiune, varianta refugiului pe teritoriul românesc a fost luată în calcul datorită situației de aliat pe care o avea Polonia cu România și a faptului că Polonia avea frontieră comună cu România în acea perioadă și România devenise singura cale de refugiu a polonezilor spre libertate. Președintele și membrii guvernului, deci Ignaț Moșciski și premierul Felician Școatkovski, precum și comandantul suprem al armatei Edvard Râgi-Migu și ministrul de externe Iuzef Beck, s-au refugiat în această perioadă în România și au fost un număr total de refugiați de peste 100 de mii, pentru că evidențele nici nu au cuprins cam tot întregul număr, dar peste 100 de mii de refugiați, dintre care 60 de mii de militari. Problema, sigur, au fost și niște rugozități, odată cu transferarea lor pe teritoriul românesc, polonezii, oficialitățile mai ales, au considerat, au mers pe principiul că pot să-și exercite anumite atribuții plenipotențiare pe statul român, pe teritoriul statului român, punând sigur într-o situație destul de delicată și autoritățile românești. Într-o primă perioadă nu au fost probleme deosebite, lucrurile s-au înlăsuit odată cu, din toamna 1940 pentru refugiații polonezi, odată cu venirea la puterea regimului Antonescu. Se poate spune că, totuși, că în ceea ce privește demnitarii, e vorba de cei menționați, situația regimului pe care a fost asigurat în țară poate fi caracterizată între termenii de azil politic și internare. Cel mai adecvat mi se pare totuși în multe cazuri termenul de încartiruire, practic, în polonez este zakwaterowanie, deci e mai degrabă decât internovanie, pentru că de fapt asta a fost mod juridic, dacă e să luăm ca termen juridic, a fost vorba de încartiruire a membrilor guvernului polonez, primul ministru Szkłodkowski, Józef Beck, Râgi-Migu, care au fost cazați la Bicaz, mai întâi la Băile Herculane, apoi în Palatul Jean Mihail din Craiova, pe rând Râgi-Migu și Moșiski. Cert este că autoritățile române au avut o atitudine foarte înțelegătoare și foarte, să spunem, flexibilă și chiar, aș zice, de sprijin în legătură chiar cu emigrarea lor, cu plecarea lor mai departe, pentru că asta s-a și întâmplat, de fapt.
De exemplu, primul ministru Școatcovski, care era la Băile Herculane, a plecat cu acordul tacit al guvernului român în Turcia la 22 iunie 40 cu un pașaport fals sub numele de Vincent Voicitski. Singurul, de altfel, Ignaț Moșitski de asemenea a plecat și a murit în Elveția până în 1946. Singurul oficial de rang înalt polonez care a mai rămas în România a fost colonelul Iuzef Beck, care a fost, era și un personaj mai complex, mai complicat și cu o situație mai delicată, pentru că împotriva sa era o serie de adversități, inclusiv din rândul polonezilor, în legătură cu vinovăția pe care a fi avut-o în cursul evenimentelor, inclusiv pentru pierderea războiului și cu nemții. Deci el a fost cazat într-o comună stănești din județul Vlașca, era undeva spre la jumătatea distanței dintre București și Giurgiu și la jumătatea distanței, spune, între șoseaua București-Giurgiu și București-Alexandria. Era foarte, foarte inspirat a fost aleasă această localitate, tocmai pentru că era mai ferit de orice interes, de orice investigație, că de fapt i-au pornit-o, a fost o căutare permanentă a lui în această perioadă. De altfel, el a și murit la 7 iunie 44, fiind înmormântat la cimitirul Belu din București și după aceea rămășițele pământești au fost predate statului polon, fiind înmormântat la Powązki, la Varșovia. În conformitate cu normele umanitare, cu prevederile Convenției de la Haga și în pofida presiunilor insistente ale germanilor și ale sovieticilor, militarii polonezi au fost considerați refugiați militari și nu prizonieri de război. Aș spune că ajutorul dat de România polonezilor se înscrie ca un moment emblematic al prieteniei tradiționale dintre cele două popoare. Cu recunoștință au amintit de acest ajutor eminenți scriitori și publiciști contemporani, Stanisław Czernik, Kazimierza Jakowiczówna, Danuta Bieńkowska, Juliusz Demel, dar și istorici contemporani, precum cunoscutul istoric polonez Tadeusz Dubicki, care sublinia, citez, în pofida situației dificile și a riscului la care își expuneau țara, autoritățile române și-au exprimat acordul să-și ajute aliatul aflat într-o grea situație și au încercat să găsească soluții care ar fi putut să le ocrotească de amestecul direct al Germaniei și în același timp să le dea posibilitatea de a manevră favorabilă față de partea polonă. Atitudinea binevoitoare a României față de poporul polonez în acele zile de tragedie a creat o stare de nemulțumire la Berlin, urmată de presiuni, amenințări și sancțiuni. Primul ministru al României, Armand Călinescu, care dovedise atâta solicitudine față de Polonia, restriște, va fi ținta amenințărilor Berlinului. La 21 septembrie 1939, Armand Călinescu a fost asasinat, așa cum se știe, de către agentura hitleristă din România, printre altele și pentru declarațiile lui în problema polonezilor. Aș vrea să fac menționa că o stradă din Varșovia, chiar lângă ambasada României, poartă numele lui Armand Călinescu. Mă rog, acum nu vreau să o iau ca o lipsă de modestie. Eu am fundamentat cândva această notă prin 1999, nota de fundamentare care a fost adresată municipalității de la Varșovia și ulterior a fost și realizată. Se poate spune că sigur, este desumniat foarte mult, a apărut de curând și o carte Nicolae Iorga și polonezii, în care se subliniază, se relevă atitudinea binevoitoare și ajutorul extrem de puternic pe care l-a dat marele istoric român atunci aliatului polon, prin articole publicate în Neamul Românesc și în alte locuri și printr-o susținere extrem de hotărâtă a sprijinului pe care trebuie să-l neprecupeții pe care trebuie acordat polonezilor. Ajutorul României în acel moment a fost subliniat și de o serie de oficialități poloneze în decursul vremii, în ultimele trei decenii. Amintesc numai de declarațiile președinților Alexander Kwaśniewski, de declarațiile președintului Bronislav Komorowski sau de ale președintului Andrzej Duda sau ale președintei Senatului polonez Alicja Grzeszkowiak mai de mult și alte oficialități poloneze.
Este evident un moment de emblematic pentru prietenia tradițională română-polonă, care sigur conferă și este un argument extrem de puternic pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale în viitor, sigur în contextul general al relațiilor pe care și al apartenenței celor două state la structurile europene și euroatlantice. Vreau să mă mai amintesc că în legătură cu perioada în care s-a aflat tezaurul polonez, cele 3 tone din tezaurul polonez la Tismana în toamna anului 1944, există acum un document deosebit, inedit, în pregătire la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Este vorba de un interviu inedit cu generalul Titus Gârbea, luat înainte de 89, dar publicat acum, în care se descrie pe larg, Titus Gârbea a fost desemnat de către generalul Constantin Sănătescu, primul ministru, imediat după 20 august, cu conducerea zonei Oltenia. Deci, și a avut ca misiune foarte importantă apărarea, protejarea tezaurului de la Tismana, care a fost zidit într-o grotă, așa cum se știe, cu concursul Băncii Naționale, și care a acoperit cea mai mare parte, deci pe lângă tezaurul românesc, cele 3 tone din tezaurul polonez. Și e acolo și un dialog grăitor, Gârbea spune că a fost, l-a întrebat pe Sănătescu și contra cui trebuie să mă preocup în legătură cu aceste posibile, să spunem, rapturi sau interese ale sovieticilor, ale germanilor, ale tuturor, nu numai lor, chiar și ale localnicilor, pentru că erau la un moment dat și niște riscuri din partea unora, din care s-au erijat ca un fel de ghizi ai sovieticilor veniți, care căutau, bineînțeles, ce căutau, căutau aur și valori în acea perioadă. Și sigur s-a reușit, a fost o acțiune reușită, grație și lui Titus Gârbea, al fermității cu care a acționat pentru protejarea tezaurului până în 1947, când a fost readus la București și, mă rog, și a fost returnat Poloniei. Sigur, sunt multe lucruri de evidențiat în legătură cu această temă extrem de generoasă și care, părerea mea, merită să fie abordată periodic, pentru că oricând apar o serie de elemente suplimentare care pot întregi cunoașterea despre un moment de seamă ale relațiilor româno-polone și ale istoriei naționale și universale. Dacă sunt ceva întrebări, eu vă stau la dispoziție cu mare drag asupra acestor probleme. În final, da. Da. Deocamdată, mulțumesc pentru...
Stimați invitați, vă rugăm să reveniți pe locurile dumneavoastră pentru a începe partea a doua a dezbaterii noastre și o să-l rugăm pe domnul Dorin Matei, redactor șef al magazinului istoric, să ne prezinte alocuțiunea dânsului. Vă mulțumesc! La începutul anilor 80 se vorbea în București despre faptul că la Academia Ștefan Gheorghiu ar fi fost prezentat un film făcut de american despre industria japoneză de mașini, intitulat De ce ei pot și noi nu putem. La titlul acestui film am gândit atunci când am aflat prima oară de cartea profesorului Roig. Era acum vreo 15 ani și pe vremea aceea despre tezaurul românesc dus la Moscova exista doar cartea lui Mihail Romașcanu din perioada interbelică și volumul publicat de doamna Viorica Măisuc împreună cu domnul Botoran și cu domnul Calafeteanu, de fapt un studiu făcut pentru conducerea superioară de stat înainte de Revoluția din Decembrie și care fusese publicat după aceea în 1991, mi se pare. Cartea lui profesorului Roig am văzut-o prima oară în limba polonă de la domnul consilier Păunescu și sigur că ne doream foarte mult să avem o versiune în limba română pentru că era extrem de interesantă povestea tezaurului polonez. Așa cum spunea și domnul guvernator, Banca Națională a făcut un efort permanent atât pentru a documenta povestea tezaurului român dus la Moscova, în primul rând tezaurul Băncii Naționale, dar și pentru a studia cazuri similare. Și au fost invitați, pe lângă profesorul Roig, care a vorbit despre tezaurul polonez, profesorul Asena din Spania, care a vorbit despre aurul spaniol, și mereu a existat această preocupare pentru a vedea alții cum s-au descurcat în situații similare. Mă gândeam atunci, m-am pus această întrebare, de ce au putut să scoată o astfel de carte, atât de bine documentată, în care ai toată povestea tezaurului Bank Polski, gândindu-mă că totuși tezaurul polonez s-a întors înapoi. Atât tezaurul lui Bank Polski, cât și tezaurul cultural. E adevărat, cu greu, în etape, ultima reîntoarcere a fost în 1977, când s-a adus Fondul Apărării Naționale, ce mai exista și în Franța. În cazul nostru, în afară de două retrocedări de bunuri culturale în 1936 și 1956, restul bunurilor culturale și, în primul rând, tezaurul Băncii Naționale dus la Moscova, nu s-a întors nici astăzi, după 100 și ceva de ani. Și mă întrebam de ce atât de puțin interes față de acest subiect. Noi nu avem nici astăzi o evidență clară a inventarelor care s-au făcut atunci în 1916-1917, pentru că s-au făcut totuși. Nu sunt strânse la un loc și n-a avut nimeni curiozitatea să compare inventarele cu ce s-a dus, cu ce s-a întors înapoi. A apărut între timp, sigur, situația s-a mai schimbat. A apărut în 2016 cartea lui Marian Voicu, probabil cea mai completă monografie despre ansamblul tezaurului românesc dus la Moscova. Pentru tezaurul Băncii Naționale, Banca Națională făcuse deja toate eforturile. Existau două ediții ale cărții domnului Cristian Păunescu și colegul nostru Marian Ștefan despre tezaurul BNR dus la Moscova. A venit și cartea lui Marian Voicu. El descoperea atunci, lucrând la acea carte, că la întoarcerea în 1956 în țară a unui calup mare de valori culturale, acestea au venit însoțite de un tezaur făcut la Moscova. Și din 1956 și până când s-a dus el să intereseze la Muzeul Național de Artă, nu s-a ocupat nimeni de acel tezaur. Fusese uitat undeva. Avem astăzi și cartea domnului Schipor, extraordinară, făcută pe documente rusești, care ne arată exact ce s-a întâmplat cu tezaurul BNR la Moscova. Și am avut surpriza să aflăm la lansarea acestei cărți în același cadru aici, că de fapt o parte din documentele ruse și sovietice sunt din 1964 la Arhivele Naționale, dar tot așa, nu s-a ocupat nimeni de ele. E foarte greu de înțeles. Pe de o parte, greu de înțeles interes pentru cercetarea acestei probleme,
Nu știu să fie în programul de activitate a vreunui institut de istorie al Academiei Române problema tezaurului. Nu știu să fi dat vreo lucrare de doctorat, să fi susținut o lucrare de doctorat cu tema tezaurului. Nu avem un inventar al documentelor, nu avem un inventar al listelor și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă vă uitați în presă, e o avalanșă de informații, fie false, fie fake news, pentru că fake news e diferit de fals, e o informație bună știință lansată greșit, care vorbesc despre tezauri și care zăpăcesc lumea. Atunci când a fost prezentat al doilea dosar al tezaurului de la BNR, cel descoperit întâmplător, e vorba de documentele anchetei pe care a ordonat-o Ion Antonescu în 1941, în ideea că vom ajunge la Moscova și să aibă tot materialul ca să știe unde se ducă să caute tezaurul, a fost lansat volumul respectiv și în presă puteai citi, iată, acum Banca Națională are la dispoziție toate documentele ca să aducă tezaurul și totuși nu vrea să o facă. Și, repet, m-am întrebat de ce polonezii care și-au recuperat tezaurul au ținut totuși să aibă o carte în care să spună toată povestea. Cartea profesorului Roic este foarte bine scrisă, foarte bine documentată. A beneficiat de traducerea doamnei Anca Irina Ionescu, o traducere de calitate. E însoțită de un ghid de pronunție, pentru că limba polonă are o serie de dificultăți. Și de asemenea de o prezentare a localităților, pentru că istoria polonică așa noastră e una complicată și o serie de localități care în 1939 erau în Polonia, astăzi sunt fie în Ucraina, fie în altă parte. Iar editura Oscar Print, de acum formula consacrată, i-a oferit o prezentare grafică dintre cele mai reușite. Profesorul Roic, din păcate decedat în 2015, a prezentat și bibliografia problemei, ca să spun așa. Are chiar la început o prezentare a surselor pe baza căruia a scris această carte și constați că a fost un efort extraordinar. Sunt documente din arhive poloneze, din arhive franceze, din arhive britanice, din arhive americane. Povestea aurului polonez seamănă până la un punct, dar și e diferită de cea aurului românesc. E foarte interesant și profesor Roic nu s-a ferit să prezinte dezbaterea care a avut loc în Polonia începând cu 1936 legat de locul unde se păstreze tezaurul polonez. Au fost lungi discuții acolo. O parte a aurului era păstrat la Londra și au fost voci care au spus nu, trebuie să-l aducem în țară. Trebuie să-l aducem în țară pentru că Polonia făcuse mari împrumuturi ca să se înarmeze și se temeau că nemai putând plăti la un moment dat ratele, va fi confiscat aurul respectiv în beneficiu creditorilor. Armata poloneză a insistat foarte mult pentru a aduce aurul și e amuzant acum, sigur, privind înapoi, eforturile care s-au făcut ca să aducă aurul în Polonia, pentru că în 1939 să se chine să-l ducă înapoi. Dacă îl lăsau la Londra, probabil că le-ar fost mult mai ușor. Surpriza a fost mare și au făcut eforturi extraordinare, profesorul Roic le descrie foarte bine, au făcut eforturi extraordinare pentru a strânge aurul acesta care era împărțit în mai multe părți, nu era tot în depozitele lui Bank Polski din Varșovia. O precizare, Bank Polski nu poate fi tradus ca Banca Poloniei. Bank Polski era o bancă, ca și Banca Națională, creată în 1924, deci mult mai târziu decât Banca Națională, ca o întreprindere privată, dar cu dreptul de emisiune monetară. Și aurul acesta era cel care garanta circulația monetară pe teritoriul Poloniei. Ăsta a fost și pretextul oficial folosit și de germani și de sovietici pentru a cere aurul ăsta înapoi, atunci când Germania a ocupat Polonia. Sovieticii au ocupat o parte din Polonia, apoi după război au ocupat toată Polonia, au spus că au nevoie de acest aur ca să garanteze circulația monetară. Există în cartea profesorului cu afirmații pe care mi-aș fi dorit tare mult să o fi putut dezvolta, dar bănuiesc că nu a avut alte surse. Unul din convoaiele care circulau către granița cu România pentru a aduce aurul acesta în România, unul din convoi dispunea de o stație de emisie-recepție și au interceptat prin acea stație de emisie-recepție foarte multe transmisiuni în limba rusă,
care dădeau cu precizie locul unde se găsea convoiul în ziua respectivă și imediat soseau avioane germane care bombardau locul respectiv. Repet, e o simplă afirmație, nu o dezvoltă, dar mi s-a părut extrem de interesantă. În mod sigur, și sovieticii au fost la fel de interesați de aurul polonez ca și germanii. După ce au intrat sovieticii în Polonia, o soție cera Ministerul de Externe român o dovadă că soțul ei, că aurul polonez a fost predat în România, pentru că soțul ei care lucra la filiala dintr-o localitate poloneză a lui Bank Polski, fusese arestat de NKVD și nu putea fi eliberat decât în baza acelei dovezi ca să demonstreze că nu el a luat aurul. Deci avem dovada atestată că și sovietici încă din 1939 au urmărit cu foarte mare interes problema aurului polonez. În mare poveste e cunoscută, a trecut în mare viteză prin România, trebuia să fie un secret desăvârșit. Cum știm, în România secretele sunt greu de păstrat și în fiecare gară se strângeau cetățenii ca să întâmpine trenul. Aba încă o publicație românească și publicat traseul trenului. Cu toate acestea a reușit să ajungă cu bine la Constanța, nu a trecut prin București. În 2014, la Banca Poloniei, în foaierul acela mare, a fost organizată o expoziție de benzi desenate, foarte interesant. Deci pe pereți, din partea dreaptă, continua pe toți pereții foaierului, erau prezentate desene, benzile desenate, cu povestea aurului. Erau ani în advertență acolo, era prezentată o scenă cum a ajuns trenul în gara din București. Nu, s-a mers pe ruta cea mai scurtă până la Constanța. Au primit un sprijin substanțial din partea britanicilor, până la urmă un capitan de vas britanic a acceptat să se încarce aurul polonez pe vasul lui și trebuie să constați că uneori în istorie succesul aparține celor care îndrăznesc. Acest vas a mers până în Turcia și exista pericolul să fie scufundat de submarinele germane. A parcurs cu trenul drumul până în Liban și de acolo a fost încărcat pe două distrugătoare franceze, a traversat Mediterana, iarăși pericol major de a fi scufundat fie de aviație, fie de submarine, a ajuns în Franța, a stat o vreme la Nevers, când Franța a fost invadată de trupele germane și amenințată cu prăbușirea, a plecat în ultima clipă cu un vapor către Africa. Chiar germanii au încercat un șiretlic. Au transmis un mesaj capitanului vasului să întoarcă de urgență înapoi. A ignorat mesajul și a scăpat în felul ăsta aurul polonez. A fost depozitat în Franța, la Dakar. A fost o tentativă... Întâi la Dakar și pe urmă a fost o tentativă a... Da, Senegal, dar vorbeam de ora... Nu, scuze, în Africa, la Dakar. A fost o tentativă a... generalului de Gaulle de a debarca acolo și atunci a fost mutat mai în interior, în interiorul Africii. În 1943, după ce generalul de Gaulle își impusese voința asupra unei părți a Franței, a fost mutat iarăși pe mare, iarăși înfruntând pericole, o parte la Londra, o parte la New York și de acolo o altă parte a mers în Canada. Situația s-a complicat după război sau, de fapt, în momentul în care marile puteri au recunoscut guvernul instalat la Varșovia de sovietici și nu au mai recunoscut guvernul din exil polonez. A început o lungă negociere. Între timp, guvernul de la Varșovia crease Banca Națională a Poloniei în 1945. Nu i-a informat pe cei din exil. Au retras dreptul de emisiune monetară pentru Bank Polski, dar au păstrat Bank Polski pentru că și-au dat seama că dacă o naționalizează, nu au nicio șansă să mai aducă aurul înapoi. Profesorul Rurei expune la un moment dat că englezii, americanii și românii au ridicat mari obstacole în reîntoarcerea aurului. De ce? Pentru că era limpede că la Varșovia se instalase o putere comunistă de acum, și încercau pe cât posibil să păstreze aurul acesta departe de cei care erau înfeudați Moscovei.
Fiind însă țări democratice, la un moment dat n-au mai avut ce să facă și au trebuit să accepte. Primii au acceptat americanii în decembrie 1946. În februarie 1947 au acceptat și britanicii. S-a întors aurul. În septembrie 1947 s-a întors și aurul din care rămăsese în România. Au continuat negocierile, s-au întors și bunurile culturale. Cum spuneam, în 1977 s-a încheiat această operațiune. Deci, iată că în cazul Poloniei avem un sfârșit fericit, cu mari emoții, cu mari dificultăți, cât s-a aflat în Africa rezerva de aur a lui Bank Polski. Germania a făcut presiuni permanente asupra Franței ca să le cedeze aurul, invocând, cum spuneam, argumentul că trebuie să garanteze circulația monetară pe teritoriul fostei Polonii. Au avut noroc polonezii, pentru că în același loc era depozitat și aurul belgian și aurul belgian a fost cedat nemților, aurul polonez a scăpat. E un echilibru aproape perfect între riscurile asumate de polonezi și succesul întreprinderii. Sigur, ei au avut șansa, spre deosebire de noi, ca strâmtorile Turcia să fie neutre în al doilea război mondial, și au putut să îl scoată pe acolo. Noi am avut neșansa ca Turcia să ne fie adversară în primul război mondial și deci orice cale de scăpare pe acolo era riscantă. Poți să te gândești, deși nu e bine să faci ca istoric lucrul ăsta, ce ar fi însemnat să ne asumăm riscul ca în 1917 să transportăm pe tot teritoriul Rusiei aurul ăsta, să-l ducem la Vladivostok și de acolo în URSS, în Statele Unite. Dar, repet, asta nu e treaba istoricului. Trebuie însă să reținem din povestea aurului polonez că e bine uneori să ai curaj și că e bine să-ți asumi o serie de riscuri, pentru că dacă nu o faci, s-ar putea să-ți pară rău mai târziu. Merită să citiți această carte pentru că, repet, povestea aurului polonez este extrem de interesantă, e plină de învățăminte și mă bucur că Banca Națională a sprijinit publicarea acestei cărți și, în general, practică această politică de a nu lăsa să cadă sub tăcere povestea aurului nostru de la Moscova și de a căuta exemple similare în alte părți. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Dorin Matei, pentru documentata expunere. Și dânsul este un prieten vechi al Băncii Naționale, revista pe care o coordonează de asemenea. Și bucuria noastră este mai mare, fiindcă am reușit astăzi, după 5 ani, să lansăm această carte. Este apărută ediția română în 2016, în traducerea doamnei profesor universitar dr. Anca Irina Ionescu, care îi mulțumim, și editată de editura condusă de Angelica Moldovan, Oscar Print, de asemenea o prietenă a Băncii Naționale. Manifestarea de astăzi este făcută în septembrie, deoarece știți bine că războiul germano-polon, agresiunea germană asupra Poloniei a început pe 1 septembrie. În perioada comunistă din până în 65, 67, 70 nu se vorbea niciodată despre acordul, despre tratatul Ribbentrop-Molotov. Era trecut la index, la tăcere. Cercurile românești au aflat imediat și Carol al II-lea a aflat despre acest acord. Iată că la mai puțin de o săptămână după ce se semnează acordul, Germania a atacat Polonia. Aș putea spune, și continuând ideea profesorului Ion Constantin, că a fost un laborator militar Polonia pentru Germania, pentru al doilea război mondial. Acolo a studiat ce înseamnă Blitzkrieg-ul, o tactică și o strategie deosebită, adică a crescut masiv rolul blindatelor prin atacuri bine poziționate cu surplus de blindate,
în care tactica din primul război mondial cu infanterie și cavalerie trecea în uitare. Au fost momente în care armata polonă a atacat sau s-a apărat în fața tancurilor cu cavaleria. Nu a avut nicio șansă și avem ilustrații, mi-amintesc de una, 22 septembrie 1939, Brest-Litovsk, generalul Heinz Guderian, șeful blindatelor, se întâlnește cu generalul sovietic Semion Krivoshenko, dându-și mâna și armata sovietică mușcând o parte masivă din teritoriul polonez, partea de est a Poloniei, iar relatările martorilor oculari la intrarea armatei sovietice în partea de Polonie ocupată a fost șocul lor în fața magazinelor alimentare pline cu produse, brânzeturi, mezeluri față de alimentarea cu cartele care se făcea în Uniunea Sovietică și foametea din Uniunea Sovietică. Iată că acest acord Ribbentrop-Molotov între două țări atât de distanțate ca concepție, ca filozofie, fac ca războiul să fie foarte crunt pentru noi. Atunci s-a pus pecetea pe soarta României, a țărilor baltice, a Poloniei. România a luat o atitudine demnă de laude, în sensul că în condițiile în care Germania avea o putere excepțională, a reușit să aplice legile internaționale, a reușit să fie neutră, n-a reușit să-și îndeplinească într-adevăr obligația de membru și de semnatar al acordului de colaborare româno-polonez, care ar fi trebuit să, în această alianță erga omnes, ar fi trebuit să atace pe atacator. Nu putea să o facă din motive foarte bine cunoscute, diferențele erau foarte mari, însă și-a asumat un mare rol și a reușit ca exodul polonez să treacă în România. Care au fost avantajele pentru Polonia al acestui acord? 1. Polonia nu avea planul B. Adică nu avea ce să facă cu aurul, nu avea ce să facă cu cei oameni politici, șefii de guvern, de stat, care trebuiau să fie salvați. Și au venit în România. Care era, din punct de vedere al legilor internaționale, comportamentul românesc? Păi a fost cel just. România nu putea primi o armată dotată cu arme pe teritoriul unui stat suveran. Deci a trebuit să predea armele. Au fost, cum s-a spus aici, încartiruiți, adică li s-a dat cazărmi eliberate de români, de soldații români, ca să stea armata poloneză. Civilii au primit de asemenea cazare, copiii civililor școală, ușor, ușor li s-a putut oferi condiții pentru dezvoltare culturală, intelectuală, agenții, organizații culturale, de presă și așa mai departe, inclusiv organizații sportive, și oficialitățile române au închis ochii la plecarea peste graniță a liderilor polonezi, așa cum era necesar. Și au plecat masiv în vest, fiindcă rezistența lor se făcea în Europa vestică și știți de Royal Air Force, care a organizat aviație poloneză, care a zburat cot la cot cu aviația engleză. În aceste condiții, în carte, se explică foarte interesant și foarte minuțios tot traseul acestui convoi al refugiaților,
unde au fost cazații liderii polonezi. Pe acolo, unic în analele diplomatice moderne, șeful unei armate își părăsește țara și pleacă. E vorba de mareșalul Edmund Rich Zmigui, care primește aici cazare și au fost rând pe rând liderii polonezi la Castelul Regal de la Bicaz, în hotelurile din Slănic, Moldova, în Palatul Mihail, cel mai bogat om din România într-o anumită perioadă, doi frați români, îmbogățiți din comerțul cu cereale, astăzi Muzeul de Artă din Craiova, la Palatul Patriarhiei de la Dragoslavele, unde a stat mareșalul Mici Rigui, și ministrul de externe, care era un vechi inamic al României, în multe confruntări cu Titulescu a avut idei neprietenești, el nu avea un renume bun și protesta tot timpul, de aceea a fost izolat și, cum spunea profesorul Ion Constantin, a fost dus la Stănești, într-o casă ținut acolo și a murit, din păcate, pe teritoriul românesc, înmormântat aici, apoi cinste Poloniei, l-a luat acasă și l-a dus în cimitirile patriei poloneze. Deci nu, toată această conlucrare n-a fost atât pe roze și pe trandafirii, pretențiile poloneze erau foarte, foarte mari. România a făcut mari, mari eforturi și ați văzut acum, nimeni nu vrea refugiați afgani. Deci noi știm ce înseamnă refugiați, nu zic erau afgani, erau polonezi, însă refugiații ridică multe probleme. Cheltuieli foarte mari, asistență socială, asistență medicală, cazare, deplasări, toate chestiile astea care erau în cârca unui subsecretariat de stat pentru azilul polonez, care cheltuia foarte mult. Tuturor refugiaților polonezi, când intrau, cum s-a spus, iată că între cele două războaie, noi aveam graniță de nord și cu Cehoslovacia și cu Polonia. Erau 7 puncte de trecere între România și Polonia. În evul mediu, mulți boieri aveau și reședințe de rezervă în Pocuția, ca un moment dat să se refugieze acolo. S-au făcut unirii ereditare și matrimoniale între familii polone și de demnitari, de boieri polonezi, seniori polonezi și familiile de boierii români. Deci o veche conlucrare. Tinerii ai familiilor boierești din Moldova făceau studii în Polonia, la Bar făceau, la Cracovia, la Lviv, Liov, Lemberg. Deci toate astea au trecut la Uniunea Sovietică după brutalul septembrie 1939. În același timp, ca să vorbim de diferența de mentalității româno-poloneze și de dezvoltare. Universitatea Jagiellonă din Cracovia, fondată 1364, rețineți, 1364. Universitatea din București, fondată, rețineți, 1864. E o distanță. Așa că așa se punea problema. Aceștia, refugiații polonezi, au venit în mașini de lux. Mă refer clasa potentă care a avut bani să fugă de acolo. Polonezul de rând n-avea ce-i trebuie. Și avem filme de arhivă în costume impecabile, cu genți de piele elegante. Era aristocrația poloneză, mașini Rolls-Royce. Și veneau cu sacoșe de bani la graniță și Banca Națională le schimba zlotul, o hârtie fără valoare, Polonia dispăruse ca stat, și le dădea 20 de lei la un zlot, cu pierderi mari pentru Banca Națională. Primea hârtii fără valoare, dădea hârtii cu valoare.
În felul acesta, guvernatorii Băncii Naționale au guvernatorul Băncii Naționale, Mitiță Constantinescu, au cerut ca să se creeze un depozit, un gaj la Banca Națională ca să acopere aceste cheltuieli, care erau foarte mari. Și așa s-a ajuns la cele 3 tone de aur bruto, fiindcă erau cântărite în niște casete. Ce erau? Niște lăzi de lemn care au fost predate Băncii Naționale, cântărite, cum s-a spus, bruto, neverificate, în gaj la Banca Națională, pentru a fi utilizate în contul datoriei care se mărea tot timpul. Până la urmă, românii au fost păcăliți aici și au trebuit să dea și cele 3 tone de aur bruto înapoi, deși aveam o chitanță în franceză, holografă, privind acest gaj. Nu mai spun că au fost mai mulți revendicatori ai tezaului Băncii Poloniei, adică cele 83 de milioane de dolari care reprezentau aurul polonez în tranzit. Fac aici o paranteză, viteza medie a trenului care a dus aurul de la Jniatin, postul de frontieră Ghica Vodă, prin Buzău la Constanța, avea viteză medie mai mare decât trenurile CFR de astăzi, 2021. Dați-vă seama. Deci de discrepanțele 1939-2021. În același timp, guvernul României a făcut tot ce a stat în putere pentru ca acest tranzit să se desfășoare în condiții de securitate. A ajuns în portul Constanța, unde mișunau agenții din toate taberele posibile, o placă turnantă a spionajului, și aici a fost forță supranaturală, că nu s-a întâmplat nimic, cu toate riscurile enorme. A fost îmbarcat pe o navă britanică care era petrolier și transformat apoi în navă de război cu tunuri de asalt, Eosen, de la perioadele geologice, Pleistocen și așa mai departe, numele Eosen, și trimisă spre Istanbul, și de aici și titlul cărții, Odiseea Scarburești Politei, adică Odiseea Tezaurului Republicii, din 39 până în 47, tezaurul umblă. Cum umblă? Se duce la Istanbul. Istanbulul este pe două continente. Când ajunge la Istanbul, cu trenul de acolo, cu trenul trebuie trimis, deci ajunge cu vaporul, e îmbarcat la Haydar Pasha, asta este gara asiatică a Istanbulului, și de acolo o ia spre Siria, cu paza jandarmeriei turce. Consulul și ambasadorul român, ambasadorul polonez la Constantinopol, respectiv Ankara, nu au bani pentru a plăti tranzitul, care se plătea 0,5 ad valorem, și un, cum am spune azi, comisionar vamal, pe care cartea îl menționează și se numea Vehbi Koç, spune, el era reprezentantul unei firme petroliere, Sokon Vacuum Company. Acest Vehbi Koç întreabă, cât costă? Ăștia spun, noi nu avem banii, până când birocrație, când le ajunge, când le intră și nu știu ce, cât costă? 50.000 de dolari. Poftim 50.000 de dolari, o să mi dați voi. Trece în Asia trenul și urmează drumul, și fac o paranteză, cine este acest Vehbi Koç atât de gentil? Ajunge unul dintre mari miliardari ai Turciei contemporane, adică a trăit până în secolul 20, adică anii 90 spre 95. Două familii mari au condus Turcia din punct de vedere capitalist, Vehbi Koç și familia Sabancı, care au ajuns la holdinguri, având vapoare, companii de transport,
având fabrici de asamblat mașini, având magazine, având flotilă de tiruri, de autobuze, holdinguri imense și, iarăși ca o curiozitate, acest Vehbicoci a organizat și o mare fundație culturală care îi purta numele și a lăsat un testament în care spune așa: vreau să fiu mormântat, spune cum vrea, iar dacă cumva îmi va fi furat corpul, să nu plătiți despăgubiri. Îl moare, îl mormântează, a doua zi, noaptea, îi fură corpul, atunci se publică în presă că familia nu va da niciun ban și revine corpul la cimitir. Deci vă dați seama, escrocherie internațională, fiindcă vrea să stoarcă bani. Această paranteză despre Vehbicoci. Ajunge prin Siria, vă dați seama, siguranță din Siria în anul 39, apoi în Liban, apoi transportat la Toulon, de acolo pleacă în Africa, se duce la Dakar într-un fort, apoi se duce o altă ori, se duce în Canada și toată această cantitate revine, de-aia îi spune Odisee, după 1947 revine în Polonia. Noi, după ce înleznim, ajutăm tot acest refugiu polonez, am avut și mulțumiri, în sensul că deplasându-ne într-o delegație împreună cu domnul guvernator la Varșovia, apoi noi am continuat la Cracovia, la Banca Poloniei, împreună cu guvernatorul și cu guvernatorul Băncii Poloniei, Marek Belka, am sărbătorit, am participat la venisajul expoziției, am avut o întâlnire deosebit de emoționantă la Institutul Memoriei Naționale, unde au participat și seniori care au venit cu familiile în România în exil în 1939. Mulți dintre ei vorbeau limba română, nu uitaseră, mi-amintesc de domnul Gaidamovici, care vorbea fluent limba română, a plecat dintre noi de curând și foarte emoționați au arătat documentele lor de refugiat polonez. Vedeți și imaginile acum, guvernatorul le-a oferit câte o medalie de aur în amintirea acelor clipe și emoțiile au fost foarte mari pentru faptul că noi eram mândri că am reușit un act de omenie, de umanism, să întindem o mână unui aliat, unui vecin aflat la Ananghie. Apoi am continuat la Cracovia cu o expoziție foarte reușită la sediul ASEU-ului, să-i spunem, polonez din Cracovia. Apoi ne-am deplasat și la Gdansk și am vizitat și Wawelu, necropola regilor polonezi, a marelui mareșal Pilsudski, care a reușit să pună stabilă ofensivei rusești sovietice spre centrul Europei, marea bătălie de pe Vistula a Varșoviei, și ne-am întâlnit și la Wawel și la Gdansk cu ambasadorii neoficiali ai României, adică cercetătorii țigani, care au ocupat tot spațiul, fiind foarte mobili, și credem noi că am făcut lucruri frumoase. Faptul că a venit și delegația Băncii Naționale a Poloniei la București, Iacob Schiba, Robert Kudelski, oficial ai Băncii Poloniei, profesorul Wojciech Roek, care a scris cartea și pe care noi am tradus-o, iar apoi după 2 ani ne-am deplasat din nou la Cracovia și am oferit cartea și felicitări
familiei regretatului profesor, soția și cei doi fii care au participat la comemorare. Noi ne-am făcut această datorie de onoare de a sărbători în septembrie evenimentul. Ăsta ar trebui tot timpul remarcat în istoria noastră și, cum spunea Iorga, cine uită nu merită. România a sărit la timp, a făcut foarte multe și încă două lucruri așa de culise oarecum. Prima, toate aceste gesturi ale guvernatorului, ale colectivului nostru de istorici, colegele mele, Brândușa Costache, Nadia Manea, Mihaela Tone, colegii noștri Angelica Moldovan, Dorin Matei, am reușit să scriem Salvarea unui polonez, să edităm și să traducem cartea profesorului Roeck și guvernatorul a fost decorat cu un înalt ordin al Republicii Polone de ambasador, un excelent ambasador al Poloniei în România, Marek Szczygiel, rezultat al eforturilor Băncii Naționale. Tot ca acest efort, am făcut demersuri importante, m-am ocupat mult, spun cu modestie, dar și cu mândrie în același timp, că vroiam ca Banca Națională să fie evidențiată, să se cunoască în opinia publică ce a făcut. Și cu ambasadorul Poloniei de atunci la București, un om foarte receptiv, care apoi a primit un post foarte important în Federația Rusă, vai de el, așa, fiindcă s-a întâmplat și ce s-a întâmplat la Smolensk în perioada mandatului său. Acesta a văzut toate eforturile noastre, a raportat acasă și Cancelarea Ordinelor de pe lângă Președinția Republicii Poloneze a declarat la vizita lui Lech Kaczynski, cei doi frați Kaczynski. Așa, Lech Kaczynski în România urmea să vină, se va decora președintele băncii, guvernatorul băncii Muguri Sărescu. Politicii oculte românești au făcut ca să se schimbe programul adoptat împreună cu partea polonă, în care guvernatorul să-l primească pe Lech Kaczynski 40 de minute la Banca Națională, urmând ca decorarea să se facă pe teritoriul polonez, adică la ambasada Poloniei din Alea Alexandru. În ultima clipă s-a întâmplat ceva, s-a anulat vizita lui Lech Kaczynski la Banca Națională, așa cerut partea română, subliniez. Întâlnirea cu premierul Boca lui Lech Kaczynski a avut loc într-o vilă de protocol, fiindcă Piața Victoriei era ocupată de manifestanți și o vizită foarte importantă a trecut așa într-un fel de confidențialitate și n-a mai avut loc decorarea și ecouri erau că, știam de la ambasador, că Lech Kaczynski n-a fost mulțumit de vizită, de condițiile oferite de partea română. Apoi s-a întâmplat un lucru foarte urât, foarte trist. Delegația polonă a vrut să comemoreze masacrul de la Katyn la fața locului. A plecat cu un avion rusesc, de fabricație rusească, circa 100 de, primii 100 de demnitari ai României, Poloniei, în acel avion. Iarăși o gafă, nu i-a aduni pe toți în același loc. Acum discuții. Avionul fusese la revizie în ateliere rusești, în fabrici rusești. Corespondența cu turnul de control a fost greșită, s-au dat coordonate greșite, pe o perioadă de vânt, ceață, furtună, când se anunța altitudine 100 de metri, erau de fapt 30,
și a eșuat aterizarea, o mare catastrofă, au murit toți, inclusiv Lech Kaczyński, inclusiv guvernatorul Băncii Poloniei, Kzibek, inclusiv șefii serviciului secret polonez, adică a fost un al doilea Katyn și mai performant. Și tot acolo, și asta a fost nenorocirea și ne-a afectat și pe noi, normal, și ne-a afectat și prin faptul că vizita lui Lech Kaczyński n-a avut ecoul și rezultatul așteptat. Când am fost la Wawel, vă spuneam că lângă Pilsudski este un cub de granit în care se odihnește Lech Kaczyński. Adică ne-a impresionat foarte mult deschiderea lui față de România, relații de rudenie în familie cu români. Pentru cine nu știe, noi am avut un primar medic de origine poloneză, polonez, primar al Bucureștilor, medicul Skupiński, deci legături vechi cu Polonia. Închid discuția atât, vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați răspuns invitației, ați riscat în această cădere de temperatură. Acum să ne bucurăm, să mergem să mâncăm ceva, să bem un pahar, să mai povestim și să fiți bine primiți oricând, oricum, cu oricine, la Banca Națională. Vă mulțumesc!